Pentru românul satului tradițional, crucea este protectoarea casei, apărătoarea holdelor, este scutul de care tot răul se lovește, fără să-l atingă pe credincios. Sub temeiul acestor convingeri s-au aflat probabil și soții Ioana și Tudor Bindea, în urmă cu 4 ani, atunci când au hotărât să devină cruceri. Săptămâna trecută, în plin post al păresimilor, la librăria și atelierele Predania din capitală, a avut loc vernisajul expoziției Roata Lumii. Meșterii cruceri au venit tocmai din Muntele Rece, un sat clujean din Apuseni, să ne împărtășească din rodul muncii lor. Această colecție de cruci a luat naștere în urma săpăturilor, ca să zic așa, bibliografice. Tot căutând modele și încercând să ajungem la origini, la modelele primare de cruci folosite în întreg spațiul creștin înainte de Marea Schismă, am văzut că există mari similitudini între ceea ce aveam noi și ceea ce era în spații cu care nu neapărat aveam schimburi comerciale sau culturale. Și la un moment dat am zis, hai să le punem cap la cap să vedem ce iese. Și asta e rezultatul. Am început să căutăm modele tradiționale. Inițial am încercat modele etiopiene pentru că am găsit la momentul respectiv mai multe exemplare. După o perioadă de timp mai lungă am găsit și foarte multe cruci românești și am reprodus exact modelul în măsura în care s-a putut și s-a văzut pe imaginile pe care le aveam, modelul deja existent pe troițe sau pe cruci de mormânt. Am găsit chiar câteva cruci micuțe de mână sau de perete în câteva muzee din țară. După ce în urmă cu 2 ani iubitorii acestei arte creștine au putut vedea o minunată expoziție de cruci românești din lemn, de această dată, soții Ioana și Tudor Bindea au surprins cu o expoziție inedită, cruci solare sau cruci roată. Modelele ieșite din mâinile hăruiților meșteri sunt inspirate din spații culturale dintre cele mai diverse, Capadocia, Irlanda, Scoția, Laponia, Georgia, Etiopia și nu în cele din urmă din localitatea hunedoreană Alun sau din satul Scărișoara de pe Valea Arieșului. Problema simbolismului a fost foarte bine definită de Stanislav Ciojniațchi, un cercetător care a strâns timp de 50 de ani cruci pentru Institutul de Studii Etiopiene din Addis Abeba. El spunea că poți vorbi despre un anumit model sau un anumit pattern, că a apărut, este atestat prima dată după cunoștințele actuale, în perioada X, în locul Y, dar nu poți spune ce simbolizează și cu ce încărcătură a plecat modelul, pentru că cu meșterii inițiali nu a vorbit nimeni la momentul respectiv, meșterii noi i-au copiat pe cei vechi de cele mai multe ori fără să conștientizeze ceea ce copiază, iar interpretările le-au dat oameni complet din afara sistemului, care nu aveau nicio treabă, dar care aveau inspirație mai mult sau mai puțin fericită în momentul așa zise interpretării. O prezență insolită a fost cea a irlandezului Peter Hurley. Stabilit în România în urmă cu 20 de ani, acesta s-a îndrăgostit de viața autentică românească și a devenit un apărător al civilizației noastre rurale. Soții Bindea, de fapt ei țin un lucru care fac ei, este un lucru sacru în sine și ei îl fac cu respect pentru muncă care fac. Îl fac rugând. Facând asta, de fapt, eu cred că e un fel de ofrândă, dacă pot să zic așa, în care cred că când lucrezi ei, ei nu sunt singuri, sunt înconjurați de har în ce fac.